nu am o persoană anume cu care să bârfesc gala uniter, nici nu mai n-aș mai face lucrul ăsta. Existau întotdeauna pro și contre legate de la nominalizări. Nominalizările la gala uniter sunt făcute de un juriu. Puteai să începi prin a contesta direct juriul care face respectivele nominalizări și, evident, câștigătorii. Dar cred că este o problemă de care n-ai cum să scapi întotdeauna. Pe de altă parte, și o să-mi atrag multe critici, probabil, și din partea generației mele și din partea generațiilor mai tinere, eu nu cred că au existat performanțe în ceea ce privește nominalizările la spectacol, la regie, mari, notabile, trecute cu vederea. Poate nu au intrat pe lista de nominalizări o dată, de două, de trei ori, dar eu nu cred că au existat mari spectacole trecute cu vederea de uniter. Asta e părerea mea. De-a lungul anilor, evident, e o statistică, plus minus, nu suntem aici. Întotdeauna vor exista nemulțumiri, întotdeauna vor exista scăpări. Evident, ele țin de juriul ăsta de nominalizare, care are preferințele lui și probabil și o direcție comună în anumite cazuri. Și e normal să fie așa, dar în principiu, cred că marile performanțe au fost răsplătite.